În secția de oftalmologie a Spitalului Militar de Urgențe Dr. Ștefano Dobleja din Craiova vin pacienți din întreaga Oltenie și, în general, sunt oameni care au nevoie de intervenții chirurgicale. În medie, într-o zi se fac 15 operații, iar într-o lună se ajunge la 120, uneori și la 150 de intervenții. În secție lucrează un singur medic, care face față volumului mare de muncă, Dr. Florica Bârjovanu. A lucrat timp de 5 ani într-un spital din America, dar s-a întors în Craiova să aplice ceea ce a învățat. Compartimentul de oftalmologie este o secție în care de 10 ani se fac modernizări, iar rezultatele se văd. Este o secție pe care noi în ultimii 7-10 ani am încercat să o modernizăm. Și e vorba nu numai de modernizarea din punct de vedere a mobilierului, adoptarea tehnică a acestei secții, a ajuns în ultimii ani la o dotare de standard, îi zicem noi, european. Adică putem face intervenții operatorii, intervenții chirurgicale oftalmologice cu rezultate foarte frumoase, așa cum se fac în toate clinicile mari ale țării, în clinicile universitare, în spitale mari private. Este vorba de chirurgia glaucomului, chirurgia cataractei, chirurgie oculară a pleoapelor sau a conjunctivei. Pacientul, în momentul în care este operat, trusa intră în aparatul de sterilizare, la 3,5 minute obținem sterilizarea completă și asta ne permite să operăm un alt pacient cu altă trusă sterilă și deci să avem condițiile de sterilizare absolute. Aparatura este punctul forte al secției. Sala de operații dispune de toate dotările necesare pentru ca medicii să redea vederea pacienților. Aici se fac operații de pol anterior, chirurgia pleoapelor, a conjunctivei, corneei, a cristalinului și glaucomului. În sala de operații există și un monitor, la fel ca în spitalele din Occident, cu ajutorul căruia operația să fie înregistrată și vizionată de rudele pacientului. Un aparat, un facoemulsificator de ultimă generație, care ne ajută să operăm cataract, adică chirurgia cristalinului prin procedeul de facoemulsificare, adică cu ultrasunet, iar apoi facem implantul de cristalin. E un aparat foarte modern, ne ajută să operăm poate orice tip de cataractă. Avem dotarea tehnică în sensul că avem microscop operator cu lumină coaxială, aparate de chirurgie oculară, posibilitate de a înregistra o operație și de a vizualiza, pentru că în cursul unei intervenții operatorii, dacă pacientul are membri de familie, cadre medicale, asistenți, medici, studenți, îi încurajăm să vină în sală și să vizualizeze operația. Asta pentru o mai bună educație medicală, pentru o curiozitate poate și a lor și pentru a promova această chirurgie oculară pe care noi încercăm să o facem la rezultate cât mai bune. Dr. Florica Bârjovanu a lucrat 5 ani în sistemul medical american. De când s-a întors în Craiova, încearcă să aplice în practică ce a învățat acolo. Principala lecție pe care a învățat-o de la americani a fost modul de comunicare cu pacientul. Susținerea conducerii spitalului și motivarea personalului medical sunt alte două aspecte importante care contribuie la desfășurarea bună a activităților din secție.